Bună ziua, sunt tenorul Andrei Fermeșanu și vă salut de aici de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, invitându-vă totodată pe 8 iunie, de la ora 18:30, să luați parte la o întâlnire cu sărbătoarea muzicii de operă, creația rossiniană Il Barbiere di Siviglia. Voi fi parte integrantă a unei distribuții ce reunește soliști, interpreți, iubiți ai operei de aici din Cluj, Diana Țugui, Gianni Brad, Petri Burcă sau doctorul Bartolo Cristian Hodrea. Maestrul Alberto Zeda, un specialist al muzicii rossiniene, spunea că Gioachino Rossini este unul dintre puținii compozitori care nu își judecă personajele. Le arată cu defectele și calitățile lor, astfel încât vedem pe scenă ridicolul, impostura, minciuna, însă în același timp vedem sinceritatea, curajul, iubirea sinceră, lăsând publicul să fie judecătorul. Așadar, să ne revedem pe 8 iunie la acest bărbier, în care să condamnăm mai puțin și să zâmbim mai mult. Ne vedem acolo!